Să se înceapă procedura de demisie, de impeachment. De ce considerăm acest lucru? Conform Constituției, după înaintarea candidaturii la funcția de prim-ministru, Parlamentul are la dispoziție 45 de zile. Adică putem deduce că în decurs de 45 de zile maximum, președintele trebuia să înainteze o candidatură la funcția de prim-ministru. Timofti nu a înaintat nicio candidatură, cu toate că a promis anterior că va înainta candidatura la prim-ministru până pe data de 14 decembrie. 14 decembrie s-a scurs ieri. Noi înțelegem că este încolțit din toate părțile, cred că ar da miliarde cum a scăpat de funcția aceasta.